meu, roagă-te să-ți măresc credința, zice Domnul, că-și vreau să arăt ochilor tăi de carne lucrări mari, zice Domnul, care unii dintre voi încă n-ați avut parte de ele, zice Duhul Sfânt. În vremea aceasta, iată ce îți vorbește Domnul, să nu lipsească rugăciunea pe altar. În cortul tău, zice Domnul, să nu te îndoiești în inima ta de lucrurile care le-ai pus pe altar, zice Duhul Sfânt. Căci iată rodul pâinte ce nu este o binecuvântare care eu, Domnul, ți-am dat-o și să nu se piardă, zice Domnul. Căci am văzut unele mame și unii tați, zice Domnul, dau o luptă în vreme ca și aceasta cu odrastrele lor, zice Domnul. Vrăjmașul caută să le fure mintea și inima și iată să aducă întristare. Ascultă-mă bine ce-ți vorbesc. În adins mi-am deschis gura ca să spun, am plan de mântuire în casa ta, zice Domnul. Am plan de lucrare în casa ta și am de făcut lucrări mari, zice Domnul. Pentru ce te cuprinde îndoiala, deznădejdea? Ori cui ai slujit până acum, zice Domnul? Nu mie, Dumnezeului Fiu, zice Duhul Sfânt. Dumnezeu care a creat toate lucrurile, care te-a făcut și pe tine și pe ai tăi, zice Domnul. Așa vorbește Duhul Sfânt, da, vreau să fac o scăldătoare în mijlocul tău, vreau să aduc suflete plin de război, vreau să aduc la mântuire, iată, zice Duhul Sfânt, și vreau să îmbrac cu Duhul meu și iată să dau darul în poporul meu, căci poporul meu duce lipsă de descoperire, zice Domnul. Vrăjmașul, iată, de mari lovituri în poporul meu, duhuri înșelătoare se strecoară, zice Domnul. De aceea cer să fii mediator, rămâi călăuzit de Duhul meu și roagă-te ca să-ți descoperi voia mea. Așa vorbește Domnul. Vreau să rup unele lanțuri și vreau să deznod unele legături și să fac unele suflete ca pasărea pe volta cerului, zice Domnul. Și iată, va fi o mare plicină de bucurie, zice Domnul. De aceea așa vorbește Domnul, strige rândurile, căci am în vedere încă să ridic lucrători în poporul meu. Iată să-i îmbrac cu putere, ca să poată sta înaintea acelui rău care, iată, zice Domnul, dă lupte în vremea aceasta. Așa vorbește Duhul Sfânt, eu, Domnul, voi pune demnul unor suflete în scurtă vreme, ca semn că ți-am vorbit să caute casa aceasta de rugăciune. Și iată când vor intra, le voi cerceta, zice Domnul, iată le voi lumina mintea și inima, și iată le voi mântui, zice Domnul. Și tu vei ști și vei cunoaște că astăzi gura Domnului ți-a vorbit. Amin. Amin.